Care a fost cel mai greu moment în viața de sportiv? La cea de a renunța. Adică a fost un moment în care eram cumva gata să renunț. Exact ceea ce spun și eu, că în perioada 14-18 ani, aici mă refer la copii, la sportivi, pentru că îi cunosc mai bine, dar cred că asta se întâmplă și la copiii care nu practică un sport de performanță. La 16 ani eram cumva aproape să renunț, pentru că după munca pe care eu crezusem că o depusesem și tot ceea ce făcusem la o selecție pentru a rămâne la echipa națională la Under 16, nu am fost oprit. Am spus că nu este suficient, că întotdeauna primim și astfel de vești și pentru mine a fost așa o... Nu se poate. Nu se poate. Dacă după atâta muncă, da, după tot ce am făcut, după tot sacrificiul, după tot, să nu fiu selectat, am zis că gata. Și atunci am avut primul moment în care zic, băi, nu mai, merg acasă și mă las.